Și am și câteva categorii de oameni care mă enervează. Doar nu voi mă enervați, doar am pus să văd dacă e cineva acolo, că mi s-a părut că n-ați râs deloc și... să vorbesc și cu voi, să văd ce nu e. Niște lapte, că nu ne prinde. Oh. Are rău să aveți un show greu? Bine, nu o să mai... O să-mi continui cu mine. Da, am câteva categorii de oameni care mă enervează și... Prima categorie sunt psihologii. Că ieri am auzit un psiholog vorbind cu niște elevi de liceu și în timp ce avea dreptate mă deranja. Nu mă înțelegeți greșit, sunt foarte buni psihologii. Chiar cred că dacă oamenii s-ar duce mai des la psiholog, ar fi un loc mai bun. Chiar îi recomand. În special celor care urcă la show-ul ăsta. Bă, dar prea le știu ei pe toate. Nu pot să fii prost cu un psiholog că vine cu partea emoțională și cu înțelegerea. Că vorbeam cu psihologa și ziceam că m-a sunat tata să-mi spună că iar nu găsește messengerul pe telefon. A șasea oară. Și aia îmi vine să nebunesc când aud chestia asta. Tată, ai deschis ochii, îi porni telefonul, ești viu, cum să nu găsești? El m-a sunat să mă întreabă unde e minusul pe tastatură. Și era ok, trimite scrisor, nu merit să folosești tehnologia asta. Cât au tastaturile? 40 de ani. Greu să înveți. Vine să-i fătuna când aud chestia asta. Și psihologa mă înțelege. Înțelege de unde vin supărările astea și îmi spune unde greșești, după aia pune întrebări. Păi, da, Paul, ai dreptate. E foarte normal să deschizi sufletul și trebuie să ai foarte mult curaj, dar totuși trebuie să pui limite. Responsabilitatea pentru viața altora nu este a ta. Și acum hai să vedem dacă s-a întâmplat ceva în copilărie când nu te-au stat. Bă, du-te-n pula mea! Vin aici la tine, îți dau bani și mă faci să mă simt prost zicând că totul e ok. Și prefer să-mi spună că-s prost decât să mă înțeleagă. Că dacă-s prost știu ce să fac. Să mai fiu prost. Dacă mă înțelege, trebuie să avem o discuție, să-mi exprim sentimente, până la urmă plâng. Și n-am auzit niciodată un psiholog să zică, da, Paul, ai dreptate, tu îmi dai bani, dă-l mort pe taică-tu că ți-o făcut copilăria. Nu, cumva totdeauna e responsabilitatea mea. Și mă enervează atitudinea asta lor înțelegătoare, care te face să fii tu ăla prost cu orice ai spune. Și faptul că zic că asta e subiect pentru o ședință de terapie, cu 180 de lei. Că s-o dubla prețul la terapie de anul trecut, că s-o dubla și psihologa. Mulțumesc. E? Ați ceva mai greu, da? Dar, serios, vreau să fiu un pic mai vulnerabil și psihologii. Bă, nu să le știe întotdeauna pe toate. Și spun, nu, Paul, nu este așa. Eu doar am mai multă experiență decât tine. Bă! Ai negat ce am zis și după aia te-ai lăudat. Și știți că psihologii au o poveste asemănătoare cu povestea ta de fiecare dată. Sunt ca marii maestri la șah care joacă într-un simultan. Că aia iau mutarea de la primul om și o folosesc la al doilea și așa mai departe. La fel și psihologii. Iau o poveste de la unul cu probleme mai mari și o spun ție să te simți mai bine. Și ultima dată când am fost la psihologă vorbeam cu ea despre dinamica de grup și îi spuneam că e foarte greu să fiu în centru atenției. Știu, ironic, dar prietenii mei se cred foarte amuzant și interesant și n-am timp să vorbesc. Eu sunt oameni cu care mă întâlnesc față în față și nu mă lasă să vorbesc și îmi spun doar chestii despre ei și după aia mă sună și îmi spun, Paul, super tare podcastul ăla la care m-am uitat cu tine, în care ai vorbit și te ascultam. Și tot spun psihologe că mi-e greu să mă integrez în grupuri, nu știu, mi-e greu să mă prostez, să mă deschid în fața oamenilor și ce îmi spunea? Paul, mi-e foarte greu să nu fiu în centru atenției. E foarte greu să nu mă placă lumea, mă înțelegeți voi ăștia timiți prin ce probleme trec eu. Să ai toată validarea de care ai nevoie să te placă toți oamenii. Și știi ce mai e foarte greu, Paul? Să-mi dau 180 de lei pe fiecare ședință de terapie. Că-s prea mulți bani.